Va fi grevă de avertisment miercuri 31 ianuarie în mai multe primării din preajma municipiului Pașcani, în intervalul orar 11-13. Acțiunea este organizată de către Federația Columna SCOR, Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România. Principala nemulțumire este legată de creșterea salariilor. Angajații spun că salariile sunt blocate la nivelul din grila din 2021 și vor să treacă la grila din 2022. Revendicările principale sau acțiunea noastră de protest, care trei revendicări principale, unul este aplicarea integrală a legii salarizării pentru personalul din administrația publică. De precizat e că nu solicităm majore salariale. Vrem doar să ni se acorde ce scris în lege. Adică ce? Salariu minim pe economie mulțit cu coeficientul pe care sindicatul l-a negociat cu cât e câștigat cu cineva din administrație? În acest an nu câștigă niciun om din administrație, câștigă doar demnitari. Prin lege se dă 5% doar la funcțiile de demnitate publică, prevăzute în legea salarizării. Funcționarilor publici din aparatul de specialitate nu li se garantează și nu au garantat prin lege nicio majorare salarială. Pe lista primăriilor făcută publică pe site-ul sindicatului, unde sunt angajați care vor intra în grevă, se numără și următoarele din apropierea municipiului, și anume Cristești, Ciohorâni, Stolnice-Împrăjescu, Heleșteni, Mircești, Mogoșești, Siret, Ruginoasa și altele. Pe lista de revendicări se află și mai multe nemulțumiri, precum reformarea sistemului de finanțare a bugetelor locale, preluarea 100% de către bugetul de stat a finanțării cheltuielilor salariale cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap sau revendicări de natură profesională privind statutului funcționarului public și protecția funcționarilor publici în privința intervenției de ordin politic. Scriem acele trei revendicări principale, categorii de revendicări, este care legii salarizării și adoptarea noi legea salarizării, așa cum este prevăzută în PNRR, reforma sistemului de finanțare al administrației publice locale și respectarea statutului funcționarului public. Astea sunt cele trei categorii de revendicări. În privința salarizării, este foarte clar că noi nu cerem majorări salariale, sub nicio formă. Noi am fi foarte fericiți dacă ni s-ar acorda drepturile salariale prevăzute în legea salarizării. Funcționarii publici nu au contract individual de muncă, nu negociază cu patronul un contract de muncă pe care să-i semneze și apoi să meargă în instanță să fie alegeri. Funcționarul public este numit, există raportul de serviciu și are un contract social numit legea salarizării cu statul. Sistematic, 5 ani la rând, guvernul a venit cu ordonanță de trenuleț și a amputat aceste drepturi. Dacă nu le vor fi ascultate și rezolvate doleanțele, sindicaliștii anunță că pe data de 5 februarie vor intra în grevă generală. Impactul ar putea fi semnificativ, având în vedere că primăriile sunt responsabile de furnizarea unor servicii esențiale pentru cetățeni.